Acest Suceava a anunțat faptul că va întrerupe funcționarea Serviciului Public de Alimentare cu Apă în Prelipca și Salcea în perioada 23-25 martie. Acest lucru are loc în vederea executării unor lucrări programate de curățare și igienizare. În localitatea Prelipca și în orașul Salcea va fi întreruptă funcționarea Serviciului Public de Alimentare cu Apă Potabilă în vederea executării unor lucrări programate de curățare și igienizare a rezervorului de apă potabilă cu capacitatea de 300 de metri cubi. Perioada vizată este de 23 martie, ora 6, până pe 25 martie, ora 15. Rugăm consumatorii să își asigure rezervele de apă necesare pentru acest interval de timp și recomandăm să nu folosească apa în scopuri menajere decât după limpezire, este mesajul transmis de ACET Suceava.